Andrei, important e că nu ți s-a înnecat elevul. Restul... Mamă, ce șmecher mă simt acum. Andrei, mă simt atât de bine. Bă, bune. Atât de șmecher. Atât de șmecher. Adevărul este că, să știi că contează enorm. Contează enorm să fii cu cineva experimentat, da, da. Și care să-ți dea tipsurile astea. Pentru că, vezi, ajungi la obiectiv mult mai ușor. Din câte mi-ai povestit, sincer să fiu, credeam că, că știai de asta. De unde? Nu mă, Andrei, mă! Din moment ce not iarna. Păi not iarna, dar altceva? N-am înnotat cu palme iarna. Doamne ferește! Cred că o să fie mai greu. La bucili, bucili. Dacă nu, dacă merge, merge. Dacă nu, nu. Păi, eu zic să nu-l rupem, știi? Nu se rupe. Zici? Nu merge? N-am să pot. N-am să pot. Păi nu. N-am să pot, sincer. N-ai E mică, da. Avem o rață în inspecție. Da. Le-am încercat pe amândouă. Am încercat. Încercarea a fost. Ca să fiu pe plac, o să-mi iau... O să-mi iau căciula. Am două trepiede în portbagaj, dar n-am luat niciun fel de prindere din aia de trepied. Am. N-am luat nicio prindere. Am fost șmecher. Las așa că îl las acolo pe buturug. E super ok. Văd că prinde și țărmul. E bine. Prinde țărmul. Nu, dar să-l iei cu tine în apă, să nu-l lași. Îl iau pe ăsta în apă. Da, și pe ăsta, să nu-l lași pe mână. Zici? Da, mă. Zici? Da, mă. Viitoare îl punem în copac, facem altceva. Bun.
poți să-i întrebi pe ăștia care sunt aici, dacă o să rămână o perioadă. Mai stau, se pare că se pregătesc pentru o a doua scafandare. Să-l pun aici. Nu mai întreba, Andrei, ok, nu se vede nimic. Så roligt nu då. Ja, tack. Tack. Men ska ni till vracket igen eller? Nej, vi kommer vara här vid öva lite på grejer. Ești bine, ești bun la făcut noduri. Ce fel de noduri? Nu știu să fac noduri. Du-o la cu ăsta că nu... Dă-lea barii de reș, cu dă-lea, nu știu. Gata. Ma, dacă tu ai ceva pus în față, lentilă pe GoPro-ul ăla. Da. Ok. E lentilă macro și am și un film pentru apă verde. Ok. Care să fără un pic de culori. Da, da, tu știu, tu știu. Și le iau și eu în mâini astea? Eu mă încălț aici. Ok, atunci pot fi. What's up?
un an. Merci Andrei. Merci Andrei. Două secunde. Încearcă repede papucii și tenele mele. Scoate-le pe ale tale. Hai, Andrei, că mai tragi lensul. Nu, să vedem cum face vineri, dacă vine. Hai, ce face vineri? Hai, apară, că avem timp. Nu, să le încerci? Nu, hai. E bine. Hai să-i târziu, e 13 și 10. Aveți. Până la ele. Mam. Bagam un pic și eram Jean-Jacques Cousteau. Andrei, important e că nu ți s-a înnecat elevul. Restul... Aole. Ia uite că mai și filmează. Mai și filmează dracul ăsta de cameră. Ah. Mersi, Andrei. Chiar a fost șmecherie, să știi. Primul meu curs adevărat de... Nu tu. Trebuie mea combinezon. Ai nevoie de combinezon. Trebuie. Primul meu curs adevărat. Te țină la suprafață. Da, știu ce zici. Stai un pic, să nu se ude. Asta s-a uscat un pic. E chiar uscat.
Nu te dedesubt. Aha. Nu l-a întors nimeni. Da, adevărat. La chestia asta nu m-am gândit. Bun. O părere despre elevul tău care a reușit să iasă la suprafață? Cum să zic, trebuie să încerci să mergi continui cu relief. Da. Și nu spui, părerea mea, nu ai nevoie să spui țel să intri direct la adâncime. Așa. Continuă să înnoți. Ok. Încerci la 2 metri, 3 metri. Da. Da. Am făcut niște filme la sfârșit, o să vezi cât înnot. Ok. Și nu trebuie să fii la adâncime, cât să te înveți mișcarea asta. Mișcarea delfin, ok. Cum te înveți aia îți dă putere, aia îți dă mișcare. Da, am văzut. La ultimele, să știi că am obosit. Păi da. Și la ultima nici n-am mai fost în stare să mai cobor. Nu, că este un pic mai greu. De asta zic că alea sunt, de fapt, de drept, designul lor, din moment ce sunt făcut mai lungi, dar moi. Sunt făcute să-ți păstreze energia în corp. Da. Asta sunt făcute să-ți dea viteză. Da. Și cum îți dă viteză, imediat îți faci. Îți dă viteză ca femeie, da, am înțeles. Mă. Da, un combinezon din ăsta cum am eu, e jur de 3000. Am înțeles. Mamă. Adică vrei să zici că ne mergem la muncă acum? Nu. Sau la somn? Chestia este că eu asta descoper acum. Eu nu sunt obosit deloc. Pe mine asta mă ține la suprafață. Mamă, tu da, nu ești obosit. Eu sunt... Pentru tine e mai greu. Dărâmat. Da. Chiar a fost o experiență super faină. E bine, Leo. Eu m-am autodepășit. Gândește că eu la 3-8 n-am coborât niciodată. Am avut 3-8 astăzi. Am înțeles. Camera ta. 3-8. Să rămână. Ai închis, văd. 3-8, dar nu 3-8, că contează tehnicile astea care m-ai învățat tu pe mine. Astea sunt super șmechere. Astea chiar fac toți banii. Bun. 4,3 am avut-o. Nu, dar trebuie să te înveți mișcarea asta. Ca da, mișcarea, da, trebuie învățată. Asta îți dă viteză, asta îți dă avânt, impuls. Andrei, eu ți-am zis, problemele la mine sunt mișcarea cu labele. Eu de fiecare dată când le-am pus în picioare, la mine a fost o tentativă de supraviețuire, nu de notat. Am înțeles. Mă necam. Pur și simplu. La fel am pățit și azi, la început. Vezi că mi-a luat un timp până am învățat să stau pe loc. De asta zic, dacă poți să... ca să știu, de fapt, de dreapta, că poți să intri o dată, 2 minute, să le încerci pe ale mele, care le-am închise, că ales mult mai tare. Le încerc data viitoare. Nu-i stres. Să le încerc vineri. Vineri. Nu am, ce șmecher mă simt acum. Andrei, mă simt atât de bine. Bă, bune. Atât de șmecher. Adevărul este că, să știi că contează enorm. Contează enorm să fii cu cineva experimentat, da, și care să-ți dea tipsurile astea, pentru că vezi, ajungi la obiectiv mult mai ușor. Din câte mi-ai povestit, sincer să fiu, credeam că știai de asta. De unde? Nu mă, Andrei, mă! Din moment ce înnoți iarna. Păi înnot iarna, dar altceva? N-am înnotat cu palme iarna. Doamne ferește! Gata. Mă duc să fac un drum și vezi să te ajut după aia.